universitate, este momentul acum să vorbim despre doctrine, despre valori și principii când România trece printr-o criză economică atât de dramatică? Așa cum spunea și Raluca Dorcan mai devreme, nu cumva vorbim despre lucruri prea abstracte, nu cumva vorbim despre sectul îngerilor când turmurile turcești dărâmă din pe Constantinopolului, pentru că asta se întâmplă la 1453, teologii ortodoxi discutau despre sectul îngerilor, aveau o reuniune foarte importantă ca să vadă cum este sectul îngerilor și, între timp, zidurile Constantinopolului se prăbușeau sub zidurile asediul turmurilor turcești. Nu vorbim despre sectul îngerilor. Doctrina populară nu este o chestiune care are doar o dimensiune teoretică. În realitate, cum sunt sigur că o să sublinieze ceva mai încolo prietenul meu Sever Voinescu, vorbim despre doctrine, despre valori și despre principii, vorbim despre credințele politice ale unui partid. Și când spun asta, mă grăbesc să adaug că în absența unei credințe politice nu există liantul care să creeze solidaritate într-o organizație. Partidul este o organizație și setul de valori pe care are partidul este codul genetic al acelui partid. Forța unei organizații, forța unui partid, se întemeiază pe credințele pe care le creează, le insuflă membrilor organizației, membrilor partidului respectiv. Și trebuie să constatăm cu oarecare tristețe că vreme de 20 de ani, noi am ignorat faptul că în România partidele nu trebuie să fie doar simple aglutinări umane, doar simple asocieri fără o busolă clară, fără credințe, fără valori și fără principii. Un partid devine mare în momentul în care aceste valori și principii sunt asumate și în momentul în care acțiunea politică, în momentul în care programele, politicile publice ale acelui partid sunt structurate pe baza acestui set de valori și de principii. Și nu e deloc deplasat ca tocmai astăzi, când parcurgem această criză economică dramatică, să vorbim despre principiile și valorile noastre. Pentru că, tot așa cum spuneam mai devreme la Luca Dorcan, poziția partidului, care este comună cu poziția președintelui României, care este comună cu poziția guvernului care conducează România, este în legătură cu această criză economică, întemeiată pe o idee de dreapta. Foarte simplă, dar care, din păcate, a fost ignorată de toți cei care au condus România în ultimii 20 de ani, inclusiv de partidul nostru, când a fost la guvernare, cât a fost la guvernare în ultimii ani. Este o idee simplă pe care o cunoaște fiecare familie, fiecare gospodărie. Nu poți consuma mai mult decât produci. Sau dacă o faci, trebuie să te împrumuți. Așa cum știe fiecare om simplu, împrumutul are o limită. Pentru că în momentul în care împrumutul depășește capacitatea de rambursare, cel care se împrumută nu mai are credit și nu mai găsește împrumut. Așa se întâmplă și cu statul. Un stat trebuie să-și organizeze în așa fel viața, încât să aibă un echilibru între ceea ce produce o națiune și ceea ce consumă o națiune. Am clădit, din păcate, în ultimii 20 de ani, o uriașă minciună în România. Am făcut promisiuni ca oameni politici, când spun asta mă refer nu numai la stânga, ci și la dreapta, promisiuni în campanii care știam că nu se poate fi onorate pentru că nu avem, în momentul de față în România, o economie care să susțină aceste promisiuni. Pentru ca să putem să creăm resurse, prosperitate, bogăție în România, trebuie să producem.